Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am găsit în această seară la debutul emisiunii Cuvântul care deschide. O vom îmbunătăți pe parcurs pentru că încă avem dificultăți mici tehnice. Vom avea și materiale video în seriile în care vom găsi ceva de cuvință să vă arătăm ce s-a întâmplat peste zi. Oricum, pentru mine astăzi a fost o zi importantă pentru că astăzi s-a dat o lege împotriva fumatului în locurile publice. Este o biruință, este o victorie. Sperăm că această lege se va implementa în curând și va fi o realitate. În această seară ne vom ocupa de cuvântul care deschide. Emisiunea noastră se referă la cartea pe care o iubesc cei mai mulți oameni și cartea pe care o urăsc cei mai mulți oameni. Este vorba despre Sfânta Scriptură. Cuvântul este originarul creației. La început era cuvântul. Cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Ne dorim în aceste emisiuni să descoperim prin prisma cuvântului care deschide mintea, sufletul, inima, toate valențele complexe ale acestei vieți și ne dorim ca să avem un fundament solid, pentru că noi oamenii avem foarte multe păreri, însă atunci când ne bazăm părerile noastre pe cuvântul care deschide, pe cuvântul lui Dumnezeu, lucrurile sunt foarte bune. Împreună cu noi această seară se află un invitat deosebit pe care l-am amintit deja seara, este vorba despre teologul Norbert Cristea. Bună seara, bine ai venit! Bună seara, mulțumesc! Norbert, știu că locuiești în America de Sud acum și ești plecat de undeva din Alba Iulia. Da, este adevărat acest lucru. Spune-mi, te rog, în câteva momente ascensiunea ta până în America de Sud. Ascensiune sau descensiune este greu de înțeles. Scopul vieții noastre este să ne umilim în așa fel încât Dumnezeu să ne poată mântui. Și acesta este marele har pe care l-am avut, ca Dumnezeu să lucreze la viața mea pentru ca să fiu umilit, sper tot mai mult și îl rog pe Dumnezeu să continue să facă acest lucru. Ascensiunea mea sau descensiunea mea spre punctul în care Dumnezeu ne poate salva viețile a pornit de la seminar, când împreună cu ceilalți colegi care și astăzi sunt în via Domnului în multe părți ale lumii și ale țării noastre, am terminat școala și m-am pregătit să lucrez acolo unde mă cheamă Dumnezeu. Adică la Facultatea de Teologie ai fost, da? Am fost aici, la București, la Institutul Teologic Adventist și cu siguranță că mă așteptam că voi fi pastor. Însă lucrurile nu s-au petrecut exact așa, pentru că după câteva săptămâni de activitate pastorală m-am retras pe motive de sănătate, lucru care însă a schimbat puțin lucrurile și un an mai târziu, când am încercat să revin, simțindu-mă în stare să revin, nu s-a mai putut. Astfel încât m-am reorientat și am plecat din țară, am încercat să îmi continui studiile la Institutul Adventist din Andrews, deci seminarul Adventist din Michigan. Făcut un Master of Divinity. Am făcut acolo un master, am început un doctorat și sigur că și eu și familia mă așteptam să ajung să fiu pastor în Statele Unite. Lucrurile însă nu s-au petrecut nici așa, pentru că Dumnezeu m-a făcut să reîntâlnesc pe un om pe care îl stimez și cu care lucrez de mai mult de 7 ani. Pe misionarul David Gates și dintr-o dată mi-am dat seama că aș fi mai interesat de misiune decât de lucrare pastorală. Este mai dinamică, pentru unii dintre noi este mai multă libertate, mai multă activitate pe parcursul unei astfel de aventuri cu Dumnezeu. Și am acceptat provocarea lui și la început mi-a sugerat să vin chiar în România, căci Light Channel se deschidea tocmai în acea perioadă. Însă lucrurile s-au desfășurat în alt fel și am ajuns să fiu asistentul personal al dânsului. Iar în această funcție lucrurile se schimbă destul de repede, așa încât în ultimii 3 ani mi-am mutat familia pe 3 continente. În ultimii 3 ani ți-am mutat familia pe 3 continente? Da. Unde? Acesta, nu știu dacă este America bun de sau Nord, rău. America de Sud? Și România, și sigur. România. Vă amintiți că am venit locuiam încă în România la începutul acestui an. Și venisem, de fapt, din Statele Unite în România. În România am locuit o perioadă în Buzău, în județul Buzău, unde aveam încă un sediu pentru proiectul nostru. Dar am fost chemați înapoi în februarie și ne-am întors în Statele Unite, în Tennessee, unde sunt birourile centrale ale
misiunii noastre Gospel Ministries International. Am lucrat acolo o perioadă, iar în luna septembrie ne-am mutat din nou în Bolivia, unde este un alt centru puternic, una dintre cele mai puternice proiecte de media. Este, de fapt, prima televiziune adventistă de limba spaniolă, care există în sau asociată cu Biserica Adventistă. Este se acest lucrează în asociere cu Biserica Adventistă în Bolivia? În toate punctele în care putem să lucrăm în asociere. Avem pastori adventiști care vin și prezintă la noi, care filmează. Avem rata botezilor în Sud America s-a dublat de când televiziunea noastră a început. Și un calcul serios, un studiu serios care s-a făcut, a adus la lumină faptul că între 50 și 60% din botezurile care sunt în țările de limbă spaniolă, unde televiziunea noastră este recepționată, aceste, deci 50-60% din botezuri sunt aduse datorită influenței acestui canal de televiziune. Noi nu vom vorbi în această seară despre misionarul David Gates, dragă Norbert, dar trebuie să te întreb. Sper să-l avem și în studiurile noastre atunci când va veni România, dar tu îl cunoști deja de câțiva ani de zile. Ce fel de om este omul acesta? Pentru că există atât de multe idei și atât de multe păreri și atât de multe șopârlițe. Știți, românii sunt specialiști la șopârlițe. Ai auzit? Ce să aud? N-ai auzit? Dar știi, cunoști, știi exact? Nu, am auzit și eu. Sigur. Radio Șanță. Ce fel de om este David? E greu să fugi după vulpi. Zice Biblia, lăsați vulpile cele mici pentru că viile sunt în floare. Adică sunt lucruri mai importante decât acestea și e greu să-ți faci o misiune din tot felul de vorbe. Însă, personal vă pot spune foarte, foarte simplu, dragi telespectatori, că am lucrat îndeaproape cu acest om în ultimii ani și continui să-l respect și să-l stimez. Are două calități foarte, foarte simple acest om. Este extrem de activ și este extrem de umil. Este în stare să dea ultimii bani din buzunar atunci când este cineva nevoiaș lângă el sau când vreo misiune sau vreun proiect cere un pic de sacrificiu. Locuiesc personal de 3 luni de zile în singura casă pe care o deține acest om pe fața pământului și pot să vă spun că are undeva la 70 de metri pătrați, compusă din 2 dormitoare și o sufragerie. Deci stai în casa lui, practic. Stau în casa lui. De 3 luni de zile stau în casa lui, în Bolivia, pentru că casa noastră, pe care o avem în Bolivia, care este mai mare ca a lui, este ocupată de o altă familie cu misionari. Și pentru că acea familie are 3 copii, dintre care al treilea are doar 2 luni, nu am putut să le cerem să-și găsească altă locuință până când nu vom fi în stare noi, ca misiune, să le pregătim un alt loc, cel puțin la fel de potrivit. Și așa se face că am ajuns acolo, dar casa noastră era ocupată de o altă familie și eu stau în casa lui David. Și când a venit acolo, am stat împreună, 2 familii, în aceeași casă care are 2 dormitoare. Nu este ușor, dar este frumos. Pentru că îi vezi că oamenii fac ceea ce spun. Și treaba asta, atât pe cât sună de simplu, pe atât este de rar întâlnită astăzi. Mai ales în privința lucrurilor umanitare și proiectelor misionare. Și e destul de greu să ai o congruență adevărată între cuvinte și fapte. De aceea toate proiectele astea de obicei atrag suspiciunea oamenilor și vor să vadă... Are elicopter personal. Chiar face ceea ce spune? Chiar, sau în spatele acestor sunt niște bani care circulă în mod dubios? Da. Ce poți să ne spui în legătură cu relația Gospel Ministries International cu Biserica Adventistă de Ziua 7 la nivel mondial? Aceasta este o discuție destul de... care cere explicații. Întrebarea este, ce este biserica? Biserica sunt credincioșii? Atunci relația este excelentă. Biserica ne iubește și noi iubim biserica. La nivel administrativ, sigur că sunt niște discuții în ultimii ani, pentru că sunt tot felul de părți ale bisericii, însă din 13 diviziuni. Câte are Biserica Adventistă la ora aceasta, 10 diviziuni ne iubesc și vor să lucreze cu noi. 3 nu ne iubesc atât de mult ca celelalte 10. Dar și acest lucru nu e universal. Și din cauza aceasta, cred că Biserica este oamenii care o compun.
Biserica este reprezentată de credincioși, de tu și cu mine, de alții ca și noi, care doresc să facă ceva pentru cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Am înțeles. Mi se par foarte importante răspunsurile acestea și cred că e bine de stabilit o direcție, pentru că există această suspiciune și am vrut să o clarificăm împreună în această seară. Misionar în Bolivia. Ai fost în junglă? Ai fost în locuri în care sărăcia este lucie? Ați ajutat oameni de felul acesta? Cu ce se ocupă misiunea Gospel Ministries International? Mi-ai dat două sau trei întrebări, așa că dăm câteva minute. În primul rând, organizația noastră, în general, are vreo patru arii în care activăm și asta de când am început misiunea. În primul rând, ne ocupăm de o misiune care cere tehnică. În acest aspect aș menționa că, din nefericire ar trebui să spun, avem cea mai mare aviație misionară din Biserica Adventistă. Avem 26 de avioane și două elicoptere, dacă nu mă înșel. Al doilea era în curs de achiziție, din cauza aceasta nu sunt la punct și virgulă cu această informație. Însă, din păcate, avem cele mai multe avioane. Pentru de ce că, spui din păcate? Din păcate ar trebui să aibă Conferința Generală cele mai multe avioane. Ar trebui să aibă fiecare diviziune care lucrează pe teritorii unde aviația medicală este necesară. Din cauza asta spun din păcate. Însă puțin contează asta, pentru că știi ceva, am descoperit un lucru, Cornel, și anume că biserica a demarat la începutul ei această biserica noastră, Biserica Adventistă de ziua șaptea, dar și biserica creștină, dacă e vorba să ne referim mai larg la aspectul acesta, a demarat cu acțiuni voluntare de tip self-supporting, de tip trebuie să facem ceva pentru că este o nevoie. Nu pentru că o decizie a unui comitet a fost luată în acest sens, ci niște oameni cu mâinile suflecate s-au apucat să facă ceva, au apucat să predice mesajul pe care erau convinși că lumea trebuie să-l audă. Și astfel s-a născut și Biserica Adventistă, astfel s-a născut și Biserica Creștină și părerea mea este, din ceea ce citesc pe paginile inspirate, este că tot așa se va încheia lucrarea Bisericii Creștine și Bisericii Adventiste. Din acest motiv, mie nu este deloc, nu mă simt inconfortabil să discut despre aceste aspecte, deși cred că sunt lucruri mult mai importante la care aș vrea să ajungem cât mai repede pe paginile sfinte. Da. Însă m-ai întrebat despre lucrurile pe care le face misiunea Gospel Ministries International. Deci avem lucruri care cer tehnică, cum este aviația, avem televiziuni, avem peste 20 de proiecte în care deja lucrăm ca să începem transmisia. Aproximativ 8 sunt deja în transmisie, dintre care am amintit Red a devenit cel mai vechi proiect de televiziune al Bisericii Adventiste în limba spaniolă. Avem proiect de limbă franceză care transmite, avem în Filipine un proiect care transmite, avem în Noua Zeelandă proiect de limbă engleză, avem în Swahili, avem în Indonezia, avem, cred că și altele în Asia, avem proiect în Olanda care transmite, avem proiect în Germania, avem proiect în Bulgaria. Avem proiect în limba maghiară, după cum bine știți și cei din România, pentru că este o limbă minoritară pentru țara noastră. Deci ne luptăm să facem tot ceea ce putem acolo și unde de o zi nu există. Avem din nou și un proiect de ieri în limba... avem relansat proiectul de limba română, cu ajutorul lui Dumnezeu. Sigur că da. Aceste lucruri sunt lucrurile care cer tehnică, pentru că una dintre convingerile lui David Gates este că tehnica și invențiile sunt ale lui Dumnezeu și trebuie folosite pentru dezvoltarea și răspândirea Evangheliei. Diavolul, da, le-a folosit înaintea noastră, pentru că Biblia spune că fiii întunericului sunt mai înțelepți decât fiii luminii. De ce? Nu e drept. Toate aceste lucruri îi aparțin lui Dumnezeu și trebuie folosite de copiii lui Dumnezeu. Însă, de multe ori, noi întârziem să înțelegem privilegiul pe care îl avem ca și copii al lui Dumnezeu și așteptăm până când vedem ce face diavolul din televiziune pentru ca să folosim și noi aceste metode. Câte canale de televiziune are diavolul? Unul singur? Mi-e teamă că nu. De ce să nu folosim și noi cât mai multe căi de a ajunge la oameni? Ar trebui să avem un canal doar pentru mesajul sănătății, pentru că este atât de puternic încât poate salva lumea astăzi de la devorarea pe care o produc bolile asupra omenirii. Ar trebui să avem un canal doar pentru familie, să vorbim oamenilor care este mesajul Bibliei cu privire la educație, cu privire la legăturile dintre soți, care este mesajul lui Dumnezeu
pentru boala societății care macină astăzi celula aceasta numită familie. Am putea să avem canale pentru fiecare din aceste lucruri. Și totuși, de multe ori, ni se pare că unul este suficient. Nu, cred că este loc pentru mai mult. Iar în această lucrare, mie îmi place să cred că nu există adversari, ci există coechipieri. În momentul în care privești în aceeași direcție, dorești aceleași lucruri, nimeni nu trebuie să se simtă concurat. Absolut. Și cred că echipa poate să se completeze cu o direcție, sigur, cu altă direcție și așa mai departe. Absolut. În afară de departamentele tehnice, ce mai faceți voi la Gazprom? Avem, cu siguranță, școli pentru copii, școli, grade school, le spunem noi în limba engleză, dar sunt școli și pentru adolescenții care, fiind în juglă, nu au ocazia să aibă o educație de bază, educație industrială, de exemplu. Avem școli care învață meserii simple pentru băieți și croitorie și îngrijire medicală și lucruri de gospodărie pentru fete. Avem școli, avem orfelinate care au în cadrul lor și școli. Avem evacuare medicală, aceasta face aviația, de fapt, în zonele grele, în zonele unde oamenii nu pot să ajungă la asistență medicală profesională. Avioanele noastre fac evacuare medicală, deci merg și iau un bolnav și îl zboară la capitală atunci când... Sunteți, sigur, un fel de Smurd în România, să înțeleg. Suntem în zonele de junglă unde nu există șosele, unde a merge pe apă înseamnă 2 săptămâni până la capitală, lucru imposibil pentru un bolnav în criză. Și avem și clinici în care asistente medicale, dentiști, oameni profesioniști care vor să dea o mână de ajutor în timpul lor liber sau în anii lor de sacrificiu, unde nu sunt plătiți, pentru că toți suntem voluntari, acordă ajutor celor în nevoie, pentru că, în general, în țările sărace, guvernul se ocupă și acordă asistență celor care sunt în jurul capitalei sau unde se poate ajunge ușor. Oamenii din junglă nu sunt în interesul lor. Și David Gates este voluntar? Și David Gates este voluntar, nu are un salariu fix, nu are de fapt niciun salariu. Și a lucrat de fapt în cadrul bisericii mulți ani, la nivel de uniune și la nivel de diviziune, cred, ca și voluntar. A fost parte din deciziile comitetului, a lucrat ca director ADRA, a lucrat ca director de comunicații. Dar la această oră, el este pastor acreditat al Bisericii Adventiste de ziua 7? Întrebarea poate fi complexă. Întrebarea este: un pastor pensionar este pastor acreditat sau nu? David nu este angajatul activ al bisericii acum, dar creditele sale pastorale nu au fost niciodată revocate. El a fost hirotonit fără să aibă pregătire teologică. După misiunea pe care a dezvoltat-o, frații din diviziunea interamericană, diviziune care are centrul, este singura diviziune din lume care are birourile ei în afara teritoriului pe care îl deservește. Pentru că deservește Caraibele și țările nordice din America de Sud și toate insulele dintre America de Nord și Sud, și birourile sunt în Miami. Da? Această diviziune l-a chemat după ce a lucrat cu ei 10 de ani și a spus: David, noi vedem lucrarea mâinilor tale, noi vedem rodul pe care Dumnezeu îl pune în misiunile pe care le conduci și vrem să te hirotonim ca pastor. El are pregătire în domeniul business-ului, în domeniul computerelor și este pilot, profesor, este mecanic și este asistent medical. Însă nu are nicio pregătire teologică. Tatăl său este pastor și misionar, bunicul său a fost pastor, dar el nu are o pregătire teologică de seminar, nu a trecut prin nicio școală. Și totuși biserica l-a hirotonit ca pastor. Din momentul acela, el a continuat să activeze și în respectivele uniuni, în comitetele lor, dar și în proiectele pe care le conduce în deci organizația noastră. Această acreditare nu i s-a retras niciodată. Niciodată nimeni nu i-a retras acreditarea. Din cauza aceasta, acolo unde biserica locală sau conferința respectivă îl invită, el și acum poate, în condiții absolut normale și frumoase, să boteze, să oficieze căsătorii, pentru că nimeni nu s-a ocupat să-i retragă această, și nu cred că are vreun motiv, pentru că trebuie un motiv la ora aceasta ca să-i se anuleze credențialele. Dar, bineînțeles, nu este un pastor activ într-una dintre conferințe sau într-una dintre uniuni la ora aceasta, așa încât să aibă un salariu, să fie pe un stat de plată. De aceea, dacă îl cauți în yearbook, de exemplu, nu îl vei găsi, pentru că trebuie să fii activ într-o anumită uniune, conferință și așa mai departe. Da, ca pastor. Da. Însă credențialele lui de pastor sunt active. Și el este
pastor in good standing, așa cum spunem în limba engleză, exact ca și orice alt pastor pensionar care nu este în mod activ plătit sau... Am înțeles. Să încheiem ideea aceasta de misiune și de descriere. Poate că într-o altă ocazie o să ne dați mai multe detalii și video, să arătăm oamenilor despre ce se întâmplă în Gospel Ministries International. Vreau să pornim subiectul în această seară punându-ți o întrebare. De ce faceți aceste lucruri, Norbert? Simțiți că trebuie să le faceți ca să fiți mântuiți? Pentru că aici este o problemă în teologia creștină și nu numai, în cea protestantă, neoprotestantă. Adică noi facem misiune. De ce facem misiune? Noi facem misiune ca Domnul să se uite la noi și să zică, vai ce băieți buni, uite ăștia, sunt voluntari, sunt atât de cuminți, umili și gata, pentru asta îi vom mântui. Care este motivația? Îți mulțumesc, Cornel, pentru întrebare. Întrebarea ta mi-aduce aminte de un gând pe care îl aveam în liceu. În liceu eram foarte confuz cu privire la multe noțiuni legate de mântuire. Și m-am gândit eu așa atunci, că la noi în comunitatea, în biserica din care provin în Alba Iulia, era un curent. Dacă vrei să faci ceva în viață, mergeai la seminar, mergeai la teologie. Și am zis, măi, cred că ar trebui să merg și eu. Pentru că dacă tot mă duc, o să aflu destule detalii despre mântuire, așa încât să fiu sigur că voi fi mântuit. Și am avut un moftit de felul acesta în care am zis, mă duc și eu la seminar, pentru că trebuie să învăț destule. Mi-am dat eu seama la un moment dat că acest lucru este cel mai important lucru în viață. Dacă ești sau nu ești mântuit, determină destinul tău veșnic. Și am zis, eu merită să investesc un pic mai mult timp în treaba asta, chiar făcând o facultate în domeniu, pentru ca să fiu sigur care sunt condițiile mântuirii. Pentru că eu știu că sunt niște condiții din moment ce nu vor fi toți oamenii mântuiți. Din moment ce unii sunt pierduți și unii sunt mântuiți, înseamnă că sunt niște condiții trebuie să le aflu. Individuale pe care vreau să le aflu. Și unul dintre motivele pentru care în liceu m-am hotărât să studiez teologie a fost ca să fiu sigur care sunt condițiile și ca să mă pot asigura că fac parte dintre cei mântuiți. Ar fi interesant de înțeles faptul că pentru care motive facem ceea ce facem în toate domeniile vieții. Însă în ce privește misiunea, avem oameni care personal mă tem că în subconștient au astfel de motive și pentru misiunea lor. Însă motivația arată roadele ei și se vede în atitudinea lor că acesta este motivul. Și de obicei nu stau mult. De obicei oamenii aceștia vin, încearcă să facă ceva și dacă lucrurile nu merg așa cum se așteaptă ca să meargă, se întorc acasă repede. Pentru că a fi misionar este un privilegiu și primul lucru care se întâmplă atunci când mergi în misiune este că lucrurile nu merg așa cum vrei tu. Lucrurile se schimbă atât de repede. Trebuie să fii atât de flexibil și atât de maleabil ca să rămâi pe perioadă lungă un misionar, încât descoperi repede că primul om binecuvântat în misiune ești tu. Zice Scriptura, cine udă pe alții, va fi udat el însuși. Adică cine se ocupă de nevoile altora, va descoperi că cea mai mare binecuvântare se revarsă asupra lui. Pentru că dintr-o dată trăiești viața în mod natural, în modul în care am fost creați să o trăim. O trăim pentru alții. Vreau să spui că filozofia care vă conduce este aceasta. Eu am grijă de nevoile tale și tu ai grijă de nevoile mele. Într-un fel, da, însă este mult mai mult decât atât. Eu am grijă de nevoile tale pentru că Dumnezeu are grijă de nevoile mele deja. Este un triunghi în care Dumnezeu trebuie să fie activ în fiecare zi în viața ta, pentru că altfel nu poți să dai în continuu oamenilor nevoiași. Nu poți să mergi în junglă și să ai grijă de nevoile altora care nu se termină niciodată, fără ca Dumnezeu să fie Cel care să-ți umple sufletul, să-ți umple buzunarele, să-ți umple cămara cu lucruri de care tu însuți ai în primul rând nevoie și apoi și cei cu care ai de-a face în fiecare zi. Însă, sigur că motivul adevărat pentru misiune este unul singur. Noi am fost mântuiți în Iisus Hristos. Am fost mântuiți deja. Am fost mântuiți. Apostolul merge până acolo încât spune, locuim în locurile cerești împreună cu Hristos Iisus. Explică-ne, te rog, această relație dintre mântuire, trecut, prezent și viitor. Pentru că
Vezi, există o sumedenie de păreri, o sumedenie de idei care se leagă de lucrul acesta. Ceilalți sunt mântuiți. Nu că nu fac anumite lucruri, dar tu ești, Domnul știe. Ai întâlnit astfel de sigur că da. Situații. Nu cumva este o încumetare să te bați cu pumnul în piept să zici, da, sunt mântuit. Adică, explică-ne puțin, care este acest mecanism? Ce înseamnă mântuire? Ce înseamnă a fi calificat pentru a fi mântuit? Perfecțiune, neprihănire? Ce înseamnă aceste lucruri? Mântuirea, sigur că are aspecte legate de trecut, de prezent și de viitor. Așa ca și viața noastră. Avem o istorie. O istorie de care, într-un fel, putem fi mândri. O istorie de care poate ne este rușine. O istorie de care am vrea să vorbim, sau părți ale trecutului nostru de care vorbim cu plăcere și altele de care am dorit să nu fim întrebați. Din cauza aceasta, mântuirea are de a face cu trecutul nostru. Trebuie să știm că suntem deja mântuiți cu privire la trecutul nostru. Trebuie să știm că trecutul nostru este în mâna lui Dumnezeu. Și acest lucru contează foarte mult, pentru că altfel am putea fi urmăriți, am putea fi hăituiți de evenimente, de experiențe ale trecutului, de faptele noastre sau ale altora asupra noastră, care nu ne vor lăsa niciodată să avem pacea și convingerea că Dumnezeu se uită cu plăcere asupra vieții noastre. Și dacă totuși mai avem astfel de momente în care ne gândim că poate nu suntem în regulă cu privire la trecutul nostru, ce trebuie să facem? Lucrurile sunt foarte simple. La distanța unei rugăciuni pe genunchi, sinceră, în taină, Dumnezeu primește trecutul nostru în orice clipă atunci când îl pune în mâini. Trebuie să ne cerem iertare. Și cred că chiar dacă nu e nevoie de așa ceva, Dumnezeu nu se supără dacă îi cerem de două ori iertare pentru niște păcate pe care nu ne amintim sigur dacă le-am predat lui sau nu. Însă, sigur că mântuirea trebuie să continue. Mântuirea trebuie să fie o experiență a fiecărei zile și mântuirea trebuie să, sigur că are aspecte ale viitorului pe care le așteptăm cu nerăbdare, în care să fim pe deplin scăpați din aceste condiții de război, aș spune, în care suntem și în care funcționăm pe acest pământ, pentru că Dumnezeu este Cel care ne conduce în carul Lui de biruință. Însă trebuie să ajungă și carul acesta la destinație cât mai curând, pentru că sigur că toți fremătăm împreună cu natura, spune Apostolul. Chiar și firea freamătă și așteaptă eliberarea. Însă aș vrea să aduc un cuvânt al Scripturii în această discuție, care arată această distinție între cele două părți ale mântuirii. Una care în principal se ocupă de păcatele sau de istoriile trecutului nostru și alta care continuă să fie activă în ce privește prezentul și viitorul nostru. Am Scriptura deschisă la frumoasa epistolă a Apostolului Pavel și aici la capitolul 5 cu versetul 10. Vă invit să vă marcați acest verset pentru că are în el niște valențe pe care nu le găsim deseori atât de clar pe paginile epistolelor Apostolului Pavel. Zice, căci, dacă atunci când eram vrășmași, am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Când eram vrășmași, când eram dușmanii lui Dumnezeu, atunci când îi întorsesem spatele. Însă, așa cum frumos spune teologul Karl Barth, noi suntem înaintea lui Dumnezeu, fie că suntem cu spatele către El sau cu fața către El. Noi suntem înaintea lui Dumnezeu. Ca și atunci când copilul mic este înaintea ta și uneori îți întoarce spatele și se îndreaptă spre ceva periculos, e tot al tău. Spre foc, este totuși al tău. Și chiar dacă nu te vede sau nu înțelege ce ești pregătit să faci ca să-l salvezi, tu ești acolo și îl observi cu atât de multă dragoste și cu atât de multă bunăvoință. Noi suntem în fața lui Dumnezeu și eram în fața lui de când ne-am născut. Și spune că chiar dacă noi eram vrăjmași, nu, Dumnezeu ne era vrăjmași. Noi îi eram vrăjmași lui Dumnezeu datorită atitudinii pe care o aveam, dar chiar dacă atunci când eram vrăjmași am fost împăcați cu El prin moartea Fiului Său, și în general această moarte se asociază cu sângele vărsat care ne spală de păcate. Și sigur că simbolul acesta este atât de prezent în creștinism, pentru că păcatele care
sunt considerate negre, sigur că negrul are legătură cu răul și este spălat de sânge, nu? Numai sângele poate să spele păcatul. Zice, dacă așa ceva s-a întâmplat când noi nici nu-i cerusem lui Dumnezeu să facă așa ceva prin Fiul Său. Noi nu i-am cerut lui Dumnezeu să planteze o cruce pe dealul Golgotei. Noi nu i-am crezut, nu i-am cerut lui Dumnezeu să aducă un prunc curat care să fie în stare să ridice păcatele lumii, mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii după cuvintele lui Ioan. Însă Dumnezeu a făcut-o fără să ne întrebe. Dumnezeu a făcut-o din proprie inițiativă. Deci, practic, noi n-am contribuit cu nimic la mântuirea noastră prin Domnul Iisus Hristos. Nu. Lucrurile, mântuirea obiectivă a fost pregătită de Dumnezeu înainte de nașterea tuturor care suntem printr-o astăzi singură hotărâre de iertare. Printr-o singură hotărâre de iertare. Însă, cu siguranță că această mântuire obiectivă care a fost sigilată cu ultimul răsuflu al Fiului lui Dumnezeu pe cruce, trebuie să devină subiectivă, trebuie să devină a mea. Trebuie să o cer și să devină validă, activă în cazul meu, așa încât în cartea vieții să fie scris în dreptul numelui meu, iertat, mântuit. Ce înseamnă această subiectivitate, această atribuire a mântuirii care a fost dată odată pentru toți oamenii? Înseamnă că îi predau viața lui Dumnezeu și trecutul meu este predat în mâinile lui pentru a fi iertat. În fiecare zi sau la un moment dat? Păi odată când descoper această evanghelie și îmi întorc, nu? Sunt în fața lui Dumnezeu, fie cu spatele sau cu fața spre el. Dar ar fi bine ca cu cât mai devreme posibil să mă întorc cu fața spre el, ca să-i văd chipul, să-i înțeleg dragostea și să-mi spună ce să fac cu viața mea, pentru că altfel, altminteri, o să-mi o risipesc pe drumurile întunecoase ale acestui pământ. Însă, este o a doua parte a mântuirii, pe care Pavel și despre care aș vrea să vorbesc în această seară puțin mai mult. Zice, cu mult mai mult, acum, când suntem împăcați cu El, când i-am predat trecutul, când i-am predat viața, când i-am spus, Doamne, te rog frumos, fă ceva din viața mea care să îți aducă slavă, care să aducă binecuvântare celor din jur. Zice, cu atât mai mult, acum, când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Și acum aș vrea să vă întreb, care este diferența dintre ceea ce face moartea Fiului lui Dumnezeu și între ceea ce face viața Lui pentru mine? Și mulți ani m-am zbătut cu acest lucru, pentru că este foarte simplu. Foarte frumoasă imagine. Mântuiți prin viața Lui. Da, acest lucru aș vrea să-l explorăm puțin în această seară, pentru că, vezi, foarte mulți ani mi-am dat seama cât de simplu este să rezolvi problema păcatului de ieri. Nu? Zice, El este credincios și drept să ne ierte de păcatele noastre. Dacă facem ce? Dacă le mărturisim. Da? 1 Ioan. Și acest lucru este simplu de făcut, dar trebuie făcut. În fiecare seară te gândești la lucrurile care Duhul Sfânt ți le aduce în minte, te mustră pentru ele și le predai în mâna lui Dumnezeu. Și spui, Doamne, te rog frumos, iartă-mă, dar definiția pocăinței spune așa, pocăința este o adâncă părere de rău. De păcatele săvârșite. Și partea a doua și o continuă ferire ne dă de furcă. Pentru că este de asemenea o continuă ferire de a le mai face. Însă dacă ferirea aceasta este ineficientă și cădem din nou și din nou în aceleași păcate, avem motive să ne întrebăm dacă am fost iertat. Și aici apare problema. Pentru că sigur că continua ferire trebuie să fie eficientă sau trebuie să fie făcută în așa fel încât Dumnezeu să ajungă să-mi dea biruința în acea privință. Pentru că dacă eu continui să-mi cer iertare pentru că am mințit, dar continui să mint și, dacă și nu mă deranjează acest și lucru. Și dacă mă îmbolnăvesc un pic și devin mitoman. Există afecțiuni, adică păcatul sigur poate să afecteze la un moment dat mintea. Da. Sunt oameni care măcar nu-și mai dau seama că exagerează și exagerarea este o minciună. Sigur că da. Sigur că da. Dumnezeu are har suficient pentru oricât de adâncă este decăderea umană. Și nu este datoria niciunui om și mai ales a niciunui pastor să inventarieze sau să măsoare. Ești prea departe. Pocăința altui om sau starea lui de cădere. Nu-i datoria noastră asta. Dumnezeu o va face.
și are metodele și măsurile lui să o facă în mod desăvârșit, așa încât toți, noi toți, care ascultăm, care nu ascultăm, care vorbim și suntem împreună în seara aceasta, vom spune, drepte și adevărate sunt căile tale, Doamne. Drept ești ca judecat așa, indiferent dacă mă fi înăuntru sau în afara Cetății Sfinte în acea zi. Însă, să mă întorc la mântuirea prin viața lui. Vedeți, noi avem nevoie de o mântuire care să se ocupe de astăzi, de ispita care mă chinuie, care mă macină, în care știu că nu este bine să cad, dar care mă atrage atât de mult. Și cum ce am de făcut? Este foarte simplu. Problema noastră de bază este că atunci când ne confruntăm cu legea, suntem din start falimentari. Știm că ne spune să nu facem anumite lucruri, dar nu ne plac. Știm că ne spune să nu mințim, dar nu ne place să exagerăm. Știm că ne spune să nu poftim lucrurile altuia, dar suntem înconjurați de atâtea lucruri care nu ne aparțin și totuși ne atrag. Și fiecare dintre celelalte porunci care se referă la relația cu aproapele ar putea fi amintit în această listă, nu? Ca să nu mai vorbim de lucruri mai generale, cum este, de exemplu, dragostea de Dumnezeu și nu de noi înșine, nu? Cu cât sunt mai... Deja sunt mai profunde acestea. Sunt mai generale, dar sunt mult mai profunde, e adevărat. Și atunci, sau care este răspunsul la întrebarea Sfântului Apostol Pavel? O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Ce șanse avem noi? Răspunsul foarte frumos și foarte profund, care ar cere o mică analiză a acestui gând care apare în Romani, capitolul 5 cu 10, este acesta. Cu mult mai mult acum, când suntem împăcați cu El, adică când sângele Lui a rezolvat problema trecutului nostru, cu mult mai mult acum vom fi mântuiți prin viața Lui. Ce se întâmplă? Vedeți, Adam și Eva erau în grădina Edenului și aveau nu o casă, ci o grădină, drept locuință. Dumnezeu nu le-a făcut o casă cu curte, ci le-a făcut o grădină, pentru că nu era frig, nu era ploaie, nu era vânt, nu era iarnă și grădina era tot ceea ce îi făcea fericiți. Dar în această grădină, fără ca să li se ceară acordul, a fost plantat un pom al cunoștinței binelui și răului. Și Adam nu a fost întrebat, uite Adam, ai fi de acord ca să se planteze pe lângă pomul vieții încă un pom? Nu a fost întrebat, a fost anunțat doar. Și s-a spus, uite, poți să mănânci după plăcere din toți pomii din grădină, însă din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, pentru că în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Scurt și aproape incredibil de direct, dar foarte explicit acest cuvânt. A fost clar și răspicat, aproape cum nu ne place astăzi să vorbim atât de clar, nici copiilor noștri, nici celor care noi trebuie să luăm prin învăluire astăzi. Da. Însă Dumnezeu a fost foarte direct și simplu și clar. Dar nu a cerut voie lui Adam, nu? Grădina era într-un fel proprietatea lor, pentru că Dumnezeu i-a pus acolo ca să o lucreze și să o păzească. Ca să o lucreze și să o păzească, nu? Și omul era reprezentantul lui Dumnezeu pe pământ, pentru că este coroana creațiunii, pentru că este făcut după chipul lui Dumnezeu, nu? Și atunci când Dumnezeu nu putea fi văzut pe pământ, oricine urma să se uite la om ca fiind chipul lui Dumnezeu, nu? Făcut după chipul lui Dumnezeu, și urma să știe cum arată Dumnezeu. Din cauza aceasta, Creatorul totuși are dreptul să ia decizii în dreptul omului și să pună acest pom în mijlocul grădinii. Însă omul greșește în fața acestui pom. Alege în modul în care tot universul a sperat că nu va alege. Și devine muritor. Nu numai că devine muritor. Dumnezeu a trimis pe Fiul Său să intervină între păcat și păcătos în acea zi. Pentru că să știți că teoria celor 1000 de ani la o adevărată verificare nu stă în picioare, că el a murit în timpul următorilor 1000 de ani și de aceea pentru Dumnezeu 1000 de ani ca o zi, o zi. Da, nu merge treaba asta. Domnul Iisus Hristos este mielul înjunghiat de la întemeierea lumii, spune cartea Apocalipsei. Și dacă Fiul lui Dumnezeu nu ar fi pășit între om și păcatul lui, în acea zi, până seara, ar fi murit. Amândoi, Adam și Eva, ar fi fost lați la pământ.
Însă avem detaliul acesta în Scriptură, că Dumnezeu le-a făcut haine de piele. Hainele acestea de piele nu au venit din altă parte decât de la cei doi mielușei pe care Dumnezeu i-a chemat și le-a pus cuțitul în mâna fiecăruia dintre cei doi vinovați și le-a cerut să taie gâtul acelui mielușel. Și apoi Dumnezeu le-a făcut haine de piele. Dar acel mielușel a fost dovada faptului că în acea zi Fiul lui Dumnezeu a intrat între ei și păcatul lor și le-a dat a doua șansă. Interesant. Ce vrei să spui cu această imagine raportat la Romani, capitolul 5? Ce vreau să spun este faptul că din acel moment noi nu am mai avut etalonul de om. Noi nu mai știm cum este omul adevărat, omul ascultător, omul curat, omul care funcționează după legile cerului. Noi am avut un om distorsionat care din acea zi a dat stăpânirea lumii în mâna diavolului și a continuat să decadă și să se distrugă. Și acum trebuie să facem legătura că, în sfârșit, pe paginile Scripturii, ni se dă momentul în care adevăratul om apare. Și aș vrea să deschidem Scriptura ca să vedem unde se întâmplă acest lucru. Suntem chiar în preajma sărbătorilor, care ar trebui să amintească creștinătății despre nașterea Fiului lui Dumnezeu. Din păcate, o face prea puțin. Însă, în Luca, la capitolul 1, versetul 35, Scriptura spune: Îngerul i-a răspuns: Duhul Sfânt se va pocorî peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri. De aceea, Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. În nicio altă parte, nicăieri în Biblie, nu veți găsi cu privire la cei care urmau să se nască, copii binecuvântați, plănuiți de Dumnezeu, profeți, chiar Ioan Botezătorul, în aceeași scenă a descrierii, povestirii despre nașterea Domnului, nu veți găsi cuvinte atât de clare în ce privește calitatea celui care urma să se nască. La Samson i s-a spus că cel care se va naște trebuie să nu bea, pentru că va fi chemat profeta lui Dumnezeu și așa mai departe, dar nicăieri nu se amintește de cel ce se va naște, va fi chemat Sfântul care se va naște și va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Lucrurile acestea sunt evidente, sunt în mod evident unice. Și din acest motiv trebuie să ne atragă atenția la ceea ce se întâmplă aici. Aici se naște un exemplar al omenirii care este absolut deosebit de oricine care s-a născut înainte sau după el. Pentru că din start, dinainte de naștere, este numit Sfântul care se va naște. Lucrul ăsta nu se mai întâmplă nici înainte, nici în altă parte în Scriptură. Și nu numai atât, în dezvoltarea lui ajunge la momentul botezului. Și atunci când iese din apa botezului, se aude un glas din cer. Iată omul lui Dumnezeu, nu asta. Acesta este Fiul meu preiubit. Acesta este Fiul meu preiubit, în care îmi găsesc toată plăcerea mea. Adam a fost primul fiu al lui Dumnezeu, dar Dumnezeu nu și-a găsit toată plăcerea lui, sau cel puțin nu pentru totdeauna. Toate erau foarte bune. Chiar și când omul a fost creat, lucrurile au fost foarte bune. Până la un anumit punct. Când omul a cedat în fața ispitei și a căzut în păcat. De data aceasta însă toate sunt aceasta, foarte bune. Pavel, chiar acolo, în Roman, capitolul 5, dacă citiți mai departe, folosește simbolul celui de-al doilea Adam și spune că așa cum printr-o singură greșeală a intrat păcatul în lume, tot așa printr-o singură hotărâre de iertare a venit mântuirea. Dar această hotărâre de iertare s-a bazat pe Sfântul care se va naște, care va fi numit Fiul lui Dumnezeu. Vedeți, noi la botez intrăm din familia muritorilor, urmașilor lui Adam, pentru că așa ne naștem cu toții, urmașii părinților noștri, purtându-le slăbiciunile în corpul nostru degenerat de păcat, pe care l-a purtat și Domnul Hristos, corpul. Dar ceva dincolo fără de corp păcat. Era fără păcat. Însă noi ne naștem ca și copii al lui Adam prin părinții noștri, cu slăbiciuni, cu tendințe spre păcat. Nu cu cele 7 păcate, mă rog, ci cu tendințe spre păcat, care în mod inevitabil ne vor aduce la greșeli și la lucruri care nu-i plac lui Dumnezeu. Însă, prin botez, noi intrăm din familia lui Adam în familia lui Dumnezeu
cel de-al doilea Adam fiind Domnul Hristos, care face punctul de legătură. Familia fratelui nostru mai mare. Sigur că da. Însă, Fiul lui Dumnezeu este numit Sfântul care se va naște în tine, din tine și va fi numit Fiul lui Dumnezeu. El, prin botez, a coborât din familia lui Dumnezeu și s-a unit cu familia umană. De aceea, cuvântul s-a auzit din cerul numai la botez. Acesta este Fiul meu, în care îmi găsesc toată plăcerea mea. Și ce credeți că a făcut imediat după momentul botezului Fiului Dumnezeu? Unde credeți că a fost dus de Duhul? În pustie. De ce? A trebuit să fie ispitit de diavolul în pustie, imediat după momentul unirii sale cu umanitatea, cu familia umană. Pentru ca să reediteze testul la care a căzut Adam. Care a fost testul lui Adam? A fost unul foarte simplu. A fost unul extrem de simplu, aproape aș spune ridicol de simplu. Apetitul, nu? Nu lua și nu mânca dintr-un pom. Dar, domnule, dar sunt atâtea lucruri la care putea fi testat. Nu, Dumnezeu a spus foarte simplu. Sunt atâția pomi și este unul din care nu te atingi. De ce? Sunt otrăvite fructele? Nu. Dumnezeu a spus nu te atingi. Asta. Sunt atâtea zile în care îți faci ceea ce îți place, dar Dumnezeu spune, este una care ți-am dat-o pentru întâlnire cu mine. Păstrează. Folosește-o în modul în care Dumnezeu a intenționat. Exact așa, sunt lucruri pe care Dumnezeu le poruncește. Și odată ce ne-am întors cu fața spre el... Și nu au logică foarte evidentă. Aici e pericolul de multe ori. Noi căutăm să explicăm toate lucrurile și dacă fac sens omenește, atunci îl ascultăm pe Dumnezeu. Dar dacă nu fac sens, atunci ne permitem licența de a hotărâ singuri. Însă Dumnezeu spune foarte simplu ceea ce avem de făcut. Și de multe ori își rezervă dreptul să nu ne dea explicații. Și totuși este privilegiul nostru să ascultăm, pentru că ne încredem în El. Nu înțelegem toate lucrurile de la început până la sfârșit. Așa cum nici copiii noștri nu înțeleg de ce nu, în unele privințe. Dar e mai usturător să verifice de ce nu. Nu? Tot așa este în cazul acesta. Domnul Hristos vine în familia umană, fiind cel de-al doilea Adam, și merge în pustie să reediteze examenul la care a căzut Adam. Și acolo câștigă biruința. În condiții mult, mult mai grele. Nu era într-o grădină, nu avea toți ceilalți pomi. Exact. Sigur că da, din care putea să mănânce după plăcere. Interesant, nu criteriul după care trebuia să se mănânce în Eden, după plăcere, dar ar face subiectul unui studiu de sănătate acest lucru. Deci astăzi plăcerea este atât de periculoasă. Este pervertită. Ca și criteriu, este absolut primejdioasă. Însă, să urmărim acest filon al celui de-al doilea Adam. Astăzi ne este reeditată memoria nașterii Domnului Hristos într-un staul. Această imagine mirifică în care îngerii zboară și lumina aurie. Dar a fost lucruri foarte simple. N-a fost un staul, ci a fost un grajd. A mirosit a balegă, înțelegi? Dar lucrul acesta a fost secundar pentru Fiul lui Dumnezeu, pentru că El a hotărât să-și urmeze planul până la capăt. El a devenit om și a trăit o viață curată și acum ne spune: dacă ai nevoie de o viață curată, Cornel, nu mai încerca să ții poruncile singur, ci ia viața pe care am pregătit-o pentru tine. Pentru că viața lui Adam, care ar fi trebuit să fie exemplul și părintele nostru a tuturor, este pătată. O primești pe aia la naștere, o primești prin părinții tăi. Dar acum Dumnezeu îți dă o viață curată. Și El vrea să o trăiască în fiecare dintre noi, de fiecare dată când îi cerem acest lucru. De aceea, cea mai frumoasă rugăciune pe care o am în ultimele luni de când am descoperit aceste lucruri pe paginile Scripturii, este: trăiește viața ta în mine și astăzi. Trăiește viața ta în mine astăzi. Pentru că dacă încerc eu să ascult de porunci, dacă încerc eu să mă feresc de păcat, dacă încerc eu să-mi țin haina de la botez curată, se știe rezultatul. Am încercat atâția ani. Ne-am scufundat în dorințele noastre de ascultare. Și dacă te rogi și totuși te împiedici. Dacă te rogi și totuși te împiedici, sângele lui este încă la dispoziția ta. Însă, totul este să nu fie un stil de viață și să nu te gândești cât de mult aș putea să păcătuiesc pentru ca totuși să fiu mântuit. Asta este întrebarea primejdioasă. Cât de mult aș putea să merg pe marginea prăpăstiei fără să cad în ea? Dar de ce să nu merg pe partea cealaltă, unde sunt cât mai departe și unde sunt cu mult mai sigur că îi sunt plăcut lui Dumnezeu. Însă, mai este un lucru pe care aș vrea să-l menționez.
Am descoperit, Cornel, că Dumnezeu ia în serios rugăciunile noastre, de acest fel mă refer, trăiește viața ta în mine și astăzi, mult mai mult decât le luăm noi. Noi de multe ori ar putea să rostim această rugăciune dimineața și să uităm de ea. Însă Dumnezeu, prin harul Său, lasă Duhul Său în noi, așa încât El însuși se ocupă să împlinească ceea ce L-am rugat să facă dimineața. Și am descoperit că reverberațiile acestui cuvânt în care spune că suntem mântuiți prin viața Lui se află peste tot prin Scriptură dacă începi să le vezi. La un moment dat în Evanghelia după Ioan, Domnul Hristos vorbește despre faptul că chiar dacă nu va mai fi cu ucenicii, dacă cineva îl iubește și îl dorește aproape, zice la plural, noi vom veni la el și vom locui cu el. Împreună cu el. Zice, vom locui împreună cu el. Și te gândești, cum se poate așa ceva? Dar se referea la Duhul Sfânt care va fi lăsat pentru ajutorul și biruința tuturor ucenicilor săi umili, oriunde ar fi ei pe meleagurile întunecate ale acestui pământ. Însă este foarte interesant că el nu numai locuiește cu noi, el locuiește în noi. Gândul frumos pe care tot Apostolul Pavel îl menționează, Hristos în voi. Nădejdea slavei. Nădejdea slavei, nu? Vezi că lucrurile sunt foarte, foarte interesante aici. Hristos în voi este singura nădejde pentru slavă. Pentru slava lui Dumnezeu, în primul rând, dar și pentru, în final, proslăvirea noastră din starea noastră de umilință a păcatului și pentru curățirea trupurilor noastre de ceea ce păcatul a distrus în noi. Mulțumesc foarte mult, Norbert, pentru timpul acestei serii. Te-am ascultat fascinat. Uneori am uitat să pun întrebări, recunosc că mi-a plăcut enorm și sper că lucrul acesta a fost benefic și pentru dragii noștri privitori în această seară. Am înțeles că noi nu putem, indiferent când ne-am chinui, dar atunci când rostim rugăciunea, mai zi o dată, cum se numește rugăciunea aia frumoasă? Trăiește viața ta în mine. Este o cântare în limba engleză pe care mi-ar place să o putem avea și în limba română. Foarte frumoasă. Zice, rugăciune. Live out thy life within me, O Jesus, King of Kings. Trăiește viața ta în mine, O Iisus, Împărat al împăraților. Fii tu însuți răspunsul la toate întrebările mele. Zice, Dumnezeu îi spune lui Avraam la un moment dat. Zice, Avraame, eu sunt răsplata ta cea foarte mare. Adică, ce-mi voi da? Iată că sunt bătrân și robul meu va fi moștenitorul meu. Zice Dumnezeu, nu. Vei avea un fiu. Dar va trebui să treci prin niște experiențe până la acel fiu. Zice, toată țara o vezi, s-o dau ție. Uită-te la nisipul mării, așa vor fi urmașii tăi. Și tot felul de lucruri de genul acesta. Dar la un moment dat Dumnezeu, care se numește prietenul lui Avraam, îi spune, Avraame, eu sunt răsplata ta cea foarte mare. Lasă fiul, lasă moștenitorii, lasă țara. Tu știi ce se întâmplă? Eu vreau să fim prieteni. Și eu sunt răsplata ta cea foarte mare. Dar nu numai că sunt cu tine. Tu ai nevoie de un model de viață, omule. Împreună cu Avraam și împreună cu Cornel și cu Norbert, cu toți cei care ne ascultați, avem nevoie de să știm cum ar trebui să arate tatăl nostru. Tatăl meu încă trăiește și descoper tot mai mult pe măsură ce înaintez în vârstă, că îi semăn în multe lucruri care uneori le-am apreciat la el și în altele pe care nu le-am apreciat așa de mult. Dar îi semăn în ambele. Am tendințe pe care le-am văzut în el și acum le văd realitate în viața mea. Dar noi avem nevoie să știm cine este etalonul de om adevărat despre care Dumnezeu însuși se poate spune, acesta este fiul meu. Și omul acesta este cel de-al doilea Adam, fiul lui Dumnezeu. Mulțumesc. Și noi suntem chemați ca să îl lăsăm pe el să reediteze viața lui. El este dispus să ne dea viața lui și să o retrăiască în fiecare zi în cotidianul cenușiu în care ne petrecem activitatea. Este la o distanță de o rugăciune acest privilegiu. Trebuie să o facem și să credem că el o împlinește. Pentru că acest lucru se primește prin credință. Așa cum și iertarea se primește prin credință, dar cumva pentru iertare, parcă credința este mai aproape de noi. Nu? Am predat trecutul și de acum îl lăsăm în mâna lui Dumnezeu, că nu-l putem schimba. Dar viitorul ni se pare că ne aparține. Ni se pare că voința ne poate face stăpâni pe ziua de astăzi. Și ne descoperim de multe ori falimentari și, pe drept cuvânt,
Nu? Știți că și oamenii au spus, vom face tot ce spune Dumnezeu când le-a vorbit de pe munte. Și au descoperit că nu e chiar așa simplu. Mulțumesc foarte mult, Norbert, pentru gândurile acestea. Doamnelor și domnilor, suntem fericiți că ați fost cu noi în această ocazie. Cuvântul, într-adevăr, poate să fie cel care să dărâme sau să zidească, dar cuvântul lui este cel care dă viață. Să nu uitați lucrul acesta niciodată. Sunt Cornel Drăvășan, vă dau întâlnire mâine seară la aceeași oră în direct pe www.lifechanneltv.ro.